Cred, dragi telespectatori, că cei care ați văzut prima parte a acestei emisiuni a simțit acea trezire și acel fior patriotic. Mă bucur că doamna doctor a făcut tot ce este posibil și a făcut acel montaj ca să trezească puțin spiritul patriotic din noi. Așa cum spuneam, libertatea nu poate fi cumpărată. Nu spun eu, noi am spus, Vlad Țepeș a spus. Cât de departe suntem de acest ideal, doamna doctor? Când asta a spus că suntem încă liberi și că lucrul ăsta este încă bine. Eu așa am spus că... Vlad Țepeș a spus că nu-i suficient, că ați văzut că e de moment și că s-a putut la un moment dat, dacă tragem de această chestie, dacă ne bazăm decât pe asta, să nu fie suficient. Vlad Țepeș a spus-o în filmuleț. Acum suntem foarte departe. Suntem foarte departe, de ce? Pentru că ne pleacă copiii din țară, știți. Și pentru că se risipește țara noastră, bob cu bob, bob cu om. Că noi suntem aici împreună. Dar câți avem noi afară? Dumneavoastră știți câți fii ai neamului avem noi afară? Mulți. Și ceva, când sunt copii mici, pleacă părinții. Când sunt copii mari, pleacă copiii. Da. Păi eu vă spun așa... câți pacienți am pe afară. Că mie astăzi, dumneavoastră știți că pe telefon astăzi eu am primit mesaje de la pacienții noștri de afară care mă felicită pentru Ziua României. Am primit foarte multe mesaje. Sunt felicitată pentru că e Ziua României, ei fiind pe afară, vă dați seama. Trebuie să știți că lupul dacic al nostru, în condițiile în care noi ne risipim, adică suntem încă liberi, dar știți la ce ne ajută această libertate dacă noi ne pierdem membrii? Adică, știți, e ca și când stai un deget, ca și când stai o mână, cam așa arată, că ne pierdem din esența noastră. Deci lupul nostru dacic a devenit așa un fel de mai, un câine mai danez, așa vine mai, știți? Trebuie să începem să vedem acest lucru. Trădăm aceiași trădări care și acum chiar suntem îndemnați să trădăm. Știți acest lucru, că se întâmplă acum. Ne judecăm, ne acuzăm, ne condamnăm, ne devalorizăm. Acum suntem într-un program autodistructiv. Dacă e să spunem acest lucru, trebuie să spunem că România noastră frumoasă are o energie care nu este foarte bună acum. Eu în timp ce vă ascult, da, mă uit puțin la televizor pentru că al meu coleg Adi Bliotu încearcă să ia toate aceste icoane și o să vă vorbim și mai târziu și despre toate aceste minunății care le-a adus doamna. Avem aici o icoană și care frumoasă. Nu ni le lasă și le ia cu domnia. Aici avem o icoană, aș vrea să o prezentăm acum. Este o icoană foarte specială pe care am adus-o. Am adus o icoană pe care chiar a pictat-o, o icoană frumoasă. Pe care a pictat-o Grigorescu de la Agapia. Este cu cei doi voievozi ai Domnului, Arhanghelul Mihai și Gavril, în culorile patriei. Pentru că eu n-am văzut până acum asociere între culorile patriei și o icoană. Decât Grigorescu a făcut acest lucru. Și mi s-a părut așa interesant să o aduc astăzi de Ziua României, pentru că aici o combinație foarte bună de steagul României și cu o icoană. Extraordinar! Doamna doctor care umblă pe la tot felul de mănăstiri la și Agapia aduce energie și îmi dați voie să spun că și eu aici am o icoană foarte frumoasă, dragi telespectatori, un Sfântul Andrei, cel care a creștinat acest popor al nostru. Și vedeți dumneavoastră o lumânare foarte frumoasă, îngerașă, aceștia. Mulțumim doamnei doctor și pentru că ieri a fost Sfântul Andrei și eu am trecut fără să le spun la mulți ani. Le spun tuturor celor care poartă aceste nume, Andrei, Andreea, la mulți ani. Și să mă ierte dacă ieri am uitat, am trecut repede, repede spunând că ne pregătim pentru a întâmpina ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Gata, doamna doctor. Dar aceste zile sunt unite, pentru că nu întâmplător Ziua României, ci Ziua Sfântului Andrei, pentru că este protectorul nostru. Așa este, doamna. Sigur că da, nu e nimic întâmplător. Au făcut ceva parlamentarii noștri. Da. Acum, și ce să facem? Cum putem noi să... De unde? Ce trebuie? Cum facem? Trebuie să începem să conștientizăm că, știți, degeaba ne adunăm și ne facem că suntem bine dacă nu suntem bine. Noi trebuie să începem să lucrăm cu asta. Trebuie să știți că eu în medicina holistică așa fac. Eu pun adevărul și spus, mi-e drag de tine, dar uite cum arată. Așa și mie, mi-e drag de România, dar uite cum arată. Hai să vedem, că știți, suntem aici să vindecăm, eu sunt o vindecătoare, suntem aici să rezolvăm. Corect. Deci lucrăm constructiv, deși nu pare așa, dar trebuie să știți că asta fac acum. Bun, acum... Ce trebuie făcut pentru asta, ca să conștientizăm? Ce trebuie făcut? Trebuie să răsară, să-și ridice capul plecat, vândut, liderii spirituali acestei țări, pentru că trebuie să știți că noi avem foarte mulți lideri spirituali în această țară și de unde știu că îi tratez eu. Pe cuvânt de onoare, eu îi tratez, sunt mii de oameni care sunt lideri în această țară. Ce înseamnă să fii spiritual? Eu am dat definiția liderului spiritual.
poate în altă emisiune vă spun, dacă nu acum încă o dată, că vorbim de lideri spirituali și vorbim de România. Este acea persoană, acel lider, care poate conduce un neam, are capacitatea intelectuală să conducă un neam întreg, o nație, cum ar fi nația română, și care nu poate dormi noaptea în patul lui dacă toate mamele din România nu dau copiilor lor dimineața la prânz și seara de mâncare. Asta este definiția liderului spiritual, ca să înțelegeți cum arată. De aceea trebuie să aibă curajul. Doamna doctor, mă duceți acum cu gândul la Gandhi, nu știu, un lider spiritual. Păi să știți, ia uitați Decebal cum mă zicea, l-ați văzut pe Decebal, așa arată. Deci trebuie să aibă curajul și să-și asume această responsabilitate de a putea să garanteze asta mamelor din țara asta, pentru că asta vor mamele. Facem un pic de haz de necaz, dragi spectatori. Cum face românul de obicei? Exact, da. Cum facem noi de obicei, toate acestea sunt posibile în campanii electorale și mai este un pic până se schimbă anul 2016 și o să avem câte și mai câte promise. Bun! Acum, da, când se va întâmpla acest lucru, depinde de cât vom suporta noi toate lucrurile care ni se întâmplă, pentru că știți că avem foarte multă, știți că au fost evenimente în țara noastră foarte mult, da? Au fost multe evenimente în care s-au pierdut foarte multe suflete și la colectiv am avut emisiuni despre asta în altă parte, dumneavoastră știți că am suferit foarte mult, am pierdut niște copii tineri acolo. Trebuie să știți că România este într-un proces de trezire în momentul ăsta, ca sunt să dăm și niște vești bune, totuși. Sunt convinsă. Așa, pentru că a energiei nației române, jăratecul cu pe care, în schimb, îl mănâncă calul nostru afectat, reprezintă plata sufletelor pentru trezire. Pentru că să știți că ca să renască acest spirit, noi trebuie să ne ajungă cuțitul la os. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Sper ca să nu ne ajungă cutitul și să se întâmple chestia asta mai devreme, pentru că da. Așa cum faceți dumneavoastră, veniți în emisiunea noastră și treziți conștiințe, așa mai fac și alții și încetul cu încetul se pun, asta este speranța mea, că se pun lucrurile pe un făgaș normal. O să pregătim un filmuleț. Și până dăm filmulețul, 3 minute, două minute, o să spun așa, că practic procesul acesta de trezire spirituală a energiei România, a spiritului, a început. Și că nu se va opri și vom plăti în continuare dacă depinde de noi. Deci lucrurile nu se vor opri atâta timp cât noi nu începem și noi un program de a reacționa la aceste lucruri. Practic a început un proces de autovindecare. Asta se întâmplă la ora asta energetic în România, a unei boli autoimune. Că ce înseamnă boala autoimună? Că noi ne distrugem pe noi înșine. Că știți, avem un proces în care noi ne facem rău nouă. În primul rând, nu mai avem încotro. De data asta trebuie, vom fi nevoiți să reacționăm, să ne transformăm. Pentru că noi trebuie să ne transformăm la nivel de conștiință fiecare de jos, așa cum au făcut alte popoare ca să ajungă bine. Și acest val de conștiință schimbă anahata, schimbă România, schimbă inima terei. Pentru că, de fapt, noi aici știți că... Și să dăm filmulețul. Bun. Filmulețul. Păi, foie verde, păi foie verde pe puscatul, plânge Ardeal și Banatul, măi, bage. Plânge Ardeal și Banatul, Moldova și tot regatul, măi. Constanța până Cluj și din Giurgiu până Ruș, varsă țara lacrimi grele, găuri în pământ cu ele, mă. Eu sunt departe, n-am ce face.
Eu sunt departe, n-am ce face. Mă gândesc și scap pe ace. Mă... Stau și plâng ca o muie. Că să-mi ajute n-apoi ce. Băi, să-mi ajute n-apoi ce. Să-mi ajute n-apoi ce. Mă. Pe români. Românie, mamă dragă,
să-mi florești la primăvară. Doamne, ocrotește-i pe români să-ți sărutăm tricolorul, că prea mult ți-am purtat dorul. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, mai întoarce roata, schimbă-ne în bine soarta. Doamne, Doamne, ocrotește-i pe români. Trebuie să-i mulțumesc încă o dată. Mi-a făcut o surpriză deosebită, doamna doctor, v-am spus. A făcut un montaj extraordinar. Trezește și acest cântec, spiritul acesta patriotic. Nu știu, doamna doctor, care ar fi locul de pornire, punctul de sprijin. Cu ce am putea ajuta? De unde să începem? Nu știu, sincer vă spun. Da. Cum putem să ajungem din nou la spiritul acela? Cum putem să facem să reînvie spiritul noi patriotic? Pentru că trebuie să știți că România este cunoscută ca Anahata. Și am avut emisiuni despre asta. Locul iubirii, generozității, ospitalității maxime. Că se spune că nu există loc pe Terra unde oaspeții străini să fie primiți mai bine ca la noi. Noi luăm tot ce avem noi în cămara noastră și le punem oaspeților noștri pe masă. Pentru că mai avem un film de 6 minute. Sigur, și deja avem și 46 de minute, doamna doctor. Sigur. Aș vrea, pentru că am spus, cu aceste emisiuni s-a trezit conștiința, aș vrea să punem și cel de-al doilea film, dacă putem să ne luăm la revedere. Dați-mi voie să vă mulțumesc cu tot respectul pentru tot ce ați făcut. Da. Încă o dată vă spun la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani telespectă. Și la mulți ani România. Și la mulți ani România. Vedem filmul și ne reîntâlnim mâine de la aceeași oră. Toate punctul cele bune. Punctul forte al nostru este credința. O să vedeți. Asta este. Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului cel Sfânt. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Când glasul clopotelor sună și ne vestește sărbătoare, să le pădați grijile lui și să veniți la închinare, să le pădați grijile lumii și să veniți la închinare. Strămoșii noștri din vechime pe sub pământ zideau altare și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare. Astau sălașurile sfinte pe înălțimi strălucitoare, puțin creștini mai calcă pragul în zi
zilele de sărbătoare, puțin creștini mai calcă pragul în zilele de sărbătoare. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să mă leapă de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel ținând la mine, te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea prea sfânt numelui Tău să lucreze în minte mai repede ca fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile ne-au pustină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre, și toate împreună au făcut temnița în care te ținem, bolnav, flămând și fără haină. Și așa risipim în deșertăciune zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care te ținem, aprinde dragostea ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, cela ce vin taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sălășulește într-un noi împreună cu Tatăl și cu Duhul, precum ai zis, că Duhul tău cel sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos, neputincioasă. Doamne, ceea ce vin taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșit suntem, cât ești de aproape de sufletele noastre și cât te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina ta peste noi, ca să vedem lumea prin ochii tăi, să trăim în veac prin viața ta, lumina și bucuria noastră. Slavă ție! Amin.